Problemele de pe strada Someșul din comuna Clujeană Florești au început luna trecută. Atunci a demarat construcția unui imobil cu 4 nivele, la care se lucrează de dimineață până seara. Revoltați de condițiile în care a apărut blocul, mai mulți locatari au ieșit aseară în stradă. Eu consider că această clădire nu este ok. În primul rând, nu este împrejmuită ca să fie cuplasă. Venim pe alee, ne pot pica în cap tot felul și ne încalcă limita de proprietate. Locatarii sunt de părere că viitorul bloc se va întinde cu un metru în plus peste limita legală. Potrivit acestora, beneficiarea lucrării ar fi soția unui consilier local. Am depus sesizări peste tot la primărie, urbanism, poliția locală și la Institutul de Autorizație la Cluj. Și răspuns zero până în ziua de azi. Vedeți că din 9 martie se construiește pe fulger. Dacă așteptăm 30 de zile, în 30 de zile clădirea e ridicată. Locatarii spun că între blocul lor și șantierul construcției sunt aproximativ 4 metri. Haideți să-i numărăm. 1, 2, 3, 4. Cam puțin ca o mașină de pompieri să-și desfășoare activitatea. Oamenii sunt așteptați însă mâine la primărie pentru a verifica autorizația de construcție. Pe de altă parte, beneficiarul se apără și spune că are toate avizele necesare. El afirmă că pământul a fost cumpărat, iar pe acel loc exista deja o construcție pe care a demolat-o, iar pentru a reîncepe lucrările a cerut chiar semnăturile vecinilor. Eu nu înțeleg de ce este așa. Asta că a fost încă mai lungă și mai lată construcția. Ei au fost înștiințați la mulți trecuți în contract, că știu, ăștia câțiva oameni n-au trecut, ăsta, clauza în contract, intenționat, că ei deja știau că la Florești merge figura asta, că îi dăm în judecată și îi cerem bani. Și de la mine, de exemplu, au cerut 24.000 de euro. La rândul lor, reprezentanții primăriei spun că autorizația a fost suspendată la un moment dat în urma unui proces. Acesta a fost însă apoi câștigat definitiv de către beneficiarul construcției. În situația actuală, singura posibilitate a primăriei de a opri lucrările respective este de a verifica cu exactitate respectarea autorizației de construire, așa cum a fost ea eliberată în 2016. Astfel de situații sunt însă des întâlnite în Florești. La 5 minute distanță, pe strada Florilor, aceeași situație. Haideți să numărăm. 1, 2, 3. Locatarii nu vor să cedeze și anunță că își vor cere drepturile în instanță.